Bine v-am regăsit, prieteni nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și de la această oră suntem împreună pe 98.3 București FM, la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Invitata mea este o femeie frumoasă sub toate aspectele, un chip luminos, delicat, aparent fragil și o voce blândă, caldă. În spatele acestor trăsături însă descoperi o femeie puternică, determinată, care a știut să schimbe mentalități, să adune la oaltă oameni din tot spectrul societății civile, având ca numitor comun o mână întinsă persoanelor vulnerabile. Și aici mă refer în primul rând la femeile asupra cărora planează spectrul cancerului la sân sau cel uterin. Desigur, nu sunt singurele activități în care s-a implicat de-a lungul anilor invitata mea, doamna Mihaela Joană. Vom vorbi despre ele pe parcursul celor 45 de minute ale emisiunii. Bună seara, doamna ambasador! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de a vorbi la Radio România București FM despre activitățile dumneavoastră, care sunt multe și interesante. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor București FM. Da, cred că ar trebui să spunem mai întâi cine este doamna Mihaela Joană. Deși sunteți arhitect la bază, da, asta e facultatea exact pe care ați absolvit-o, activitatea dumneavoastră nu s-a dezvoltat în sensul acesta, pentru că fiind căsătorită cu politicianul Mircea Joană, v-ați urmat soțul în misiunile diplomatice. Am activat ca arhitect în primii ani. Da, 7 ani, da, primii ani. Deci am fost un pic și arhitect. Așa, da. Din acea perioadă aveți ceva interesant, memorabil de... Da, am o mică anecdotă în sensul că eu eram arhitect stagiar când s-au întâmplat schimbările în societatea românească în decembrie 89 și în următorul an, bineînțeles că n-am mai avut servici, niciunii dintre noi, mai ales stagiarii, și atunci făceam mici proiecte de amenajare și primul meu proiect de amenajare a fost plătit cu 1 kilogram de cafea. Aceasta este o mică anecdotă, iar faptul că în Franța, cât Mircea a studiat la ENA 2 ani de zile, eu am lucrat cu un arhitect în domeniul protecției monumentelor istorice și a fost o experiență incredibil de frumoasă. Da, îmi închipui. După Franța însă a urmat Statele Unite ale Americii. Exact, exact. Iar acolo nu puteam să profesez fiind soție de ambasador, dar și pentru că ei au un alt sistem, nu este sistemul metric ca în Europa și nu este recunoscută diploma de arhitect. Da, eu mi-aduc aminte că în acea perioadă cât domnul Joan a fost ambasador, ne-am cunoscut chiar în Chicago. Mi-aduc aminte că cei de acolo erau foarte mândri că datorită dumnealui, ziua de 1 decembrie a fost recunoscută și în Statele Unite ca ziua României. Până atunci se serba în 10 mai de ziua regalității. Da, da. Este parte din, știu eu, succesele pe care le-a avut ca ambasador. A fost o perioadă minunată, foarte densă și foarte eficientă. Așa este și cred că datorită acelor calități, iată, astăzi lucrează într-un domeniu extrem de important în întreaga lume, la NATO, dar despre asta puțin mai târziu. Deocamdată ne întoarcem la dumneavoastră și la activitățile dumneavoastră, pentru că după întoarcerea în țară ați pus bazele unei fundații extrem de importante, Fundația Renașterea. Și aici aș vrea să vorbim puțin despre această fundație. Când anume și de ce mai ales v-ați gândit să intrați în zona aceasta, în sfera activităților care să ajute femeile? Da, experiența anilor, celor 5 ani petrecuți în Statele Unite ne-a învățat foarte multe lucruri. Ne-a schimbat ca oameni, aș putea spune, pe amândoi. Am învățat și ne-am transformat ca părinți, ca membri ai societății. Am văzut cât de mult ajută și ce rol important are societatea civilă, fiind noi într-o țară, într-o capitală foarte importantă și încercând să ne profilăm și să ne facem cunoscut și să facem cunoscută România acolo, am fost foarte activ, am găzduit foarte multe evenimente, avem o ambasadă frumoasă și o reședință foarte generoasă și atunci am găzduit foarte multe
fundații, organizații și am învățat foarte mult în acei ani. Iar apoi când s-a apropiat finalul misiunii noastre, au fost două, să spun, lucruri care au coincis. Una a fost un potențial diagnostic pe care eu l-am primit, fiind totuși foarte tânără atunci, și care m-a îngrozit, bineînțeles, aveam doi copii mici. Norocul face că acel diagnostic nu s-a confirmat, însă a fost un factor declanșator. Exact, m-a făcut să mă gândesc foarte mult ce ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat, unde suntem, cum aș fi fost tratată în America, cum aș fi fost tratată în România, de ce acolo poți să ai un semn de întrebare despre un cancer de sân stadiu 0 sau 1, adică foarte devreme, în timp ce în România se depistau, sau știu eu, cancerul era deja o condamnare la moarte. Și atunci, asta, la întoarcerea în țară, m-a făcut să inițiez această campanie, pentru că vocea mea putea să se facă auzită. Era interes din partea presei, știu eu, să ne întrebe. Și, în general, soțiile, știu eu, vorbesc despre copii, despre ce gătesc, despre, știu eu, unde își fac vacanțele, exact. Ceea ce nu mi se părea deloc important, mai ales pentru cei care ne ascultau. Și mi-am spus că pot folosi vocea pentru a transmite un mesaj, pentru a aduce o schimbare, pentru a aduce puțin mai bine în viața femeilor din România. Și este, într-adevăr, prima fundație și singura care se ocupa de sănătatea femeilor și noi ne-am ocupat, practic, focusat, țintit pe informare și prevenția cancerului de sân în primii ani. În primii ani, da. Se întâmplă asta în 2001, atunci ați pus exact, bazele, da. Da, în septembrie 2001 am pus bazele și la 1 octombrie am avut prima iluminare în roz. Tot timpul am ales să comunicăm pozitiv, să comunicăm alert, să atragem femeile către noi, să le spunem că diagnosticat la timp, cancerul poate fi învins, că ne putem proteja sănătatea, să fim alături de cele care au un diagnostic și să le sărbătorim pe cele care au învins boala. Da, ați spus de iluminat și o să vreau să vorbim puțin mai mult despre acest aspect al activității fundației. Nu înainte însă de a asculta un prim cântec, știu că între preferințele dumneavoastră trupa Holograf obține un loc fruntaș. Exact. Și o anume melodie. Chiar dacă este iarnă, cred că nu ne deranjează să spunem că pentru primăvara că începe cu tine. E o stare că de spirit, nu? Așa este, iar trupa Holograf ne-a dat acordul să folosim acest refren pe unul din spoturile fundației, de aceea ne este foarte drag. Da, ascultăm și noi cântecul Primăvara începe cu tine, Holograf. Nașternut. Camera mea e prea mare, dacă nu ești tu în ea. Luna ți-a întins, scara e de vis, hai de vino lumea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de mare nu ține, prima dragoste nu, nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în fine, încălzește iubirea. Împăr dragostea. Inima mea e săracă, e departe de a ta. Stelele acum ți se aștept în drum, să te aduc în calea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține, prima dragoste nu, nu se uită niciodată. Prima rază de soare în fine încălzește iubirea. Și nimeni niciodată n-a.
să aducă norii între noi. No, 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 primește acum mental iubirea mea, să rămână mereu a ta, doar a ta. În continuare suntem împreună la Întâlniri Capitale cu doamna Mihaela Joană. Vorbim despre activitatea domniei sale, dar în primul rând despre Fundația Renașterea, pentru că acolo, doamnă, aveți cea mai consistentă activitate. Chiar dacă au mai fost și altele și o să vreau să le punctăm la un moment dat și pe celelalte. Unul din obiectivele fundațiile, aceea de conștientizare a bolii, a fost și aceea de iluminare în roz anual a unor clădiri reprezentative din București. Da, așa este. Am iluminat începând cu 2001 la fiecare 1 octombrie o clădire pentru a aminti femeilor că a mai trecut un an și că trebuie să ne facem controlul medical. Iar în urmă cu câțiva ani am reușit cu sprijinul senatorilor din acea perioadă să declare ziua de 1 octombrie zi națională de luptă împotriva cancerului de sân. Da, doar activitatea de la Fundația Renașterea s-a extins și asupra cancerului de col uterin și iată cum fundița roz a mai primit o fundiță, fundița albastră, nu? Da, așa este. Am extins activitatea către a informa femeile și despre cancerul de col uterin. Și, de fapt, nu doar le informăm, după câțiva ani de activitate am avut succes și am strâns suficiente fonduri încât am putut să deschidem un centru medical. Inițial a fost un centru medical în care toate testele au fost acordate gratuit. Am achiziționat două unități mobile care umblă prin țară și fac teste gratuite. Da, 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 de asta asta. Vorbim acum despre unitatea mobilă de diagnostic, da. Și în aceste două tipuri de cancer, chiar în zilele în care vorbim, suntem implicați în două proiecte finanțate european. Unul se referă la cancerul de col uterin și se oferă teste gratuite Babe și Papa Nicolau. Este proiectul SCUD. Și mai este un proiect, ROCAS 2, care se referă la cancerul colorectal și acolo oferim teste FIT, peste 50.000 de teste, ambele proiecte desfășurându-se în regiunea Sub-Muntenia. Iar cei care sunt interesați, că mă gândesc că ascultătorii poate ar dori să știe pentru ei sau pentru rudele lor care trăiesc în aceste județe din regiunea Sub-Muntenia, pot accesa site-ul fundației pentru a-și face aceste teste gratuit. Și nu numai că fac testele, dar persoanele care au un semn de întrebare, o problemă de sănătate în acest domeniu, vor fi urmărite mai apoi la două dintre cele mai bune spitale care se ocupă, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului și la Institutul Clinic Funden, respectiv. Da, iată cum încă un tip de cancer s-a adăugat obiectului de activitate al fundației. Sunt trei și, din câte știu, mai există o boală de care ați început să vă ocupați, cea referitoare la hepatita C? Da, am extins puțin, să spun, domeniul fundației, pentru că cancerele
tipic cu care sunt diagnosticate femeile sunt cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul ovarian. Acestea au fost focusul, dar ne-am extins pe sănătatea femeii și pe proiecte de sănătate în general. Bun, vreau să vorbim acum tot legat de activitatea asta cu cancerul, de proiectul, dacă putem să-i spunem așa, de vieți împletite, acele tunsori Brave Cat. Vă spun sincer, fica mea a fost unul din oamenii care s-a tuns în cadrul acestui proiect. Foarte frumos, da, foarte frumos. Au fost foarte, foarte mulți români care au făcut acest lucru, spun români, pentru că toată campania noastră a fost făcută numai online, n-am investit nici un leu și a fost făcută în limba română. Și am primit enorm de multe donații de codițe, cu mesaje, cu urări și foarte multe de la românii care trăiesc în străinătate. Am fost foarte impresionat și le mulțumim și pe această cale celor care au donat și care ne ascultă. Am produs sute de peruci pe care le-am donat femeilor care fac chimioterapie, dar și copiilor care fac chimioterapie, pentru că le crește încrederea și pentru a se simți mai bine în această perioadă, oricum foarte grea, a chimioterapiei. Așa este, știu ce înseamnă asta, pentru că am trecut recent printr-o experiență de tipul acesta. Din păcate, sora mea n-a reușit să scape și vă spun sincer că mi-am dorit să facem o emisiune în care să vorbim mai mult despre activitatea Fundației Renașterea și după ce am participat la una din activitățile ei, pentru că între activitățile Fundației este și maratonul care se face anual, Race for the Cure. Așa este. Da, da. Este un eveniment minunat în care efectiv sărbătorim femeile care au învins cancerul. Asta pentru a arăta că această boală poate fi învinsă dacă mergem la medic și o depistăm la timp. Acesta este mesajul nostru principal și este și un eveniment de strângere de fonduri pentru a ne putea continua activitatea. Și suntem foarte fericiți că mulți dintre bucureșteni ne sunt alături, participă și ne ajută în proiectele noastre. Da, din păcate eu la cursa anul acesta n-am ajuns din motive independente de voința mea, dar am participat la evenimentul premergător cursei, cel numit Picnic, unde s-au împletit coronițe de flori pentru învingătoare și chiar am cunoscut câteva dintre învingătoarele în lupta cu cancerul, care au povestit despre experiența lor și cred că este important ca lucrurile acestea să fie știute de cât mai multe femei pentru a conștientiza că boala asta poate fi învinsă. Exact. Da. Sunt aceste două tipuri. Cancerul de col uterin, spre exemplu, poate fi prevenit pentru că testul poate depista celulele precanceroase și se tratează și nu va mai deveni un cancer. Sau se poate face vaccinul anti-HPV pentru tinere sau pentru fete. Cea mai recomandată perioadă când este el cel mai eficient, acest vaccin, este începând cu 12 ani, dacă nu mă înșel, dar medicul de familie le poate spune cel mai bine. Da, 12-13 ani, da. Sunt cancere care pot fi prevenite. Sunt cancere, de exemplu, în Anglia, în Australia, unde se vaccinează de mai mult de 10 ani, cohorte de fetițe când ajung la această vârstă, 12-14 ani, nu, aproape nu mai există cancer de col uterin. Da, este important să vorbim și despre această campanie de vaccinare, pentru că, din păcate, la noi, în România, există și acum păguboasa idee că vaccinurile nu fac bine organismului. Bun, acum știți că se mai schimbă atitudinile și vedem o creștere a cererii pentru vaccinare și noi, Fundația, suntem într-un proiect acum prin care facem întâlniri cu părinți ai fetelor de 12-14 ani, li se explică de către medic care sunt avantajele, care sunt riscurile și a crescut foarte mult cererea de vaccinare. Iar Ministerul Sănătății acoperă cererile, ceea ce este bine. Ne îndreptăm către o normalitate, să spun, care este deja în țările dezvoltate. Doamne ajută să mai ieșim de pe locurile fruntașe în în rău, în rău, da, în mortalitate, da. Da, da.
Da, așa cum foarte frumos spune și Nicola, o altă preferință muzicală a dumneavoastră, dincolo de noapte e zi, dincolo exact. De rău, de întuneric, apare speranța adusă de o nouă zi care poate însemna o nouă viață. O ascultăm pe Nicola, după care revenim. Vreau să-mi povestiți ceva legat de vicepreședinta fundației, de prietena dumneavoastră. Da, a fost Nicola, într-adevăr, dincolo de noapte e zi. Asta, bineînțeles, dacă știi la timp că trebuie să faci tot ce ține de tine pentru a preveni boala. Vorbim în continuare cu doamna Mihaela Gioană, președinta Fundației Renașterea. Doamna Gioană, spuneam că vicepreședinta acestei fundații este prietena dumneavoastră, Cristiana Copos. Exact. Da, am auzit că vă leagă o prietenie frumoasă care a început într-un parc în Herăstrău. Exact, a început într-un parc când Alexandru al meu avea mai puțin de un an și încerca să meargă și a făcut așa primii pași de la mine către Cristina și da, de atunci ne-am împrietenit, iar Alexandra, fiica Cristinei și a lui George Copos, este nașa Anei, fiica mea. Da.
Aveți doi copii, amândoi sănătoși, să vă trăiască, avem doi fată și un copii, băiat. exact, sunt mari acum, dar da, sunt tot copiii noștri. O familie frumoasă în care am înțeles că toate deciziile se iau împreună. Așa este. Și acum se menține această... Și acum, da, și acum se menține această practică noastră. E adevărat că Ana intră pe Zoom, nu mai este prezentă fizic în întâlnirile noastre, chiar și bradul îl împodobim împreună, pentru că vine această sărbătoare. Da, așteptam întotdeauna să vină copiii de la facultate sau fie să ne adunăm și pe 22-23 împodobeam bradul. Acum Ana intră pe Zoom și alege și ea diferite globuri unde să le punem. Îl împodobim împreună, dar... Da, nu neapărat fizic, că toți în același loc. Da, frumos. Aș vrea să vorbim acum și despre activitățile dumneavoastră anterioare, pentru că în paralel cu activitatea fundației ați fost timp de două mandate președinta Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Nu e o misiune ușoară, pentru că Crucea Roșie înseamnă multă responsabilitate, cu atât mai mult cu cât ea este afiliată unui important organism internațional. Așa este, au fost două mandate extraordinare, a fost cea mai mare onoare a vieții mele profesionale. Mi-a făcut foarte mare plăcere să lucrez cu echipa Crucii Roșii și mai ales cu voluntarii Crucii Roșii, care sunt coloana vertebrală a organizației. Am inițiat și am implementat foarte multe proiecte, proiecte care se derulează și acum și sunt tare mândră de ei și de noi atunci. Este Banca de Alimente, pe care am înființat-o și care a ajutat mii, dacă nu zeci de mii de familii. Proiectul de prim ajutor, prin care s-au făcut centre în care oamenii pot învăța cum să acorde primul ajutor și este foarte important, mai ales pentru educatori în grădiniță, pentru profesori, pentru personalul care lucrează în alimentație publică să poată ști să acorde primul ajutor. Și este important pentru fiecare dintre noi. Este important să știm să acordăm primul ajutor, să nu luăm carnetul de șofer fără să facem aceste cursuri, chiar dacă sunt obligatorii de multe ori nu le facem, pentru că nu știi când în viață poți salva o viață. Așa, i-a spus puțin mai devreme de proiectul cu Banca de Alimente. Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acestui proiect, pentru că, vă spun sincer, și eu am intrat de multe ori în magazine, în supermarketuri și am văzut la intrare coșuri cu alimente și nu știam ce înseamnă lucrul acesta. Poate și acum, nu știu dacă se mai desfășoară în campania cu Banca de Alimente. Sunt perioade în care se desfășoară și perioade în care se distribuie sau, știu eu, nu este activ programul, dar ideea este că cei care fac cumpărături pot cumpăra un aliment neperisabil, adică un pachet de paste făinoase, o conservă de mâncare, ceva care are un termen de valabilitate mai lung și îl achită acele produse și le depun în coșul de alimente. Lor li se pune un acțibild, un timbru al Crucii Roșii și apoi voluntarii Crucii Roșii vin, le ridică și le duc la depozit. Iar de acolo sunt distribuite familiilor care sunt înscrise, familiilor cazuri sociale din toate localitățile țării. Da, chiar dacă nu mai sunteți președinta Crucii Roșii, bănuiesc că țineți în continuare legătura cu organizația. Sigur, da. Echipa în mare parte a rămas aceeași. Asta este foarte bine. Ieșim acum puțin din sfera fundației Renașterea și a activităților dumneavoastră caritabile. Ce pasiuni are Mihaela Joana? Dacă are timp de pasiuni, da. Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place să citesc, să învăț, în general citesc, știu eu, cărți sau articole de dezvoltare personală, mă apuc de învățat o limbă străină și de reapuc de pian. De pian, asta e... Tatăl meu m-a luat înainte, iar în timpul pandemiei s-a reapucat de pian și acum chiar poate să cânte. Da, asta mi se pare extraordinar. Da, să împlătiți lucrurile acestea. Se apropie sărbătorile și cred că fiecare dintre noi se gândește că și-ar dori ceva în mod special de Crăciun.
Ce își dorește Mihaela Joana cel mai mult de acest Crăciun? Pe de-o parte mi-aș fi dorit să fim toți patru împreună. Și lucrul acesta nu e posibil? Lucrul acesta știu că nu este posibil, nu, pentru că Ana trece pe alt continent, dar mă bucur că vom fi împreună așa prin Zoom și îmi doresc liniște și îmi doresc să ne bucurăm de sărbătorile astea, să ascultăm colinde, să încercăm să ieșim din stresul și din agitația în care am fost în ultimii ani de zile. Pentru că ați spus de colinde, vă propun să mai facem o pauză muzicală înainte de finalul discuției noastre, pentru că mai avem foarte puțin timp, dar ați propus să ascultăm pe Andra, ceea ce și facem acum. Da, a fost Andra Întâlniri Capitale alături de doamna Mihaela Joană, vorbind despre Fundația Renașterea, despre activitatea dumneavoastră de la Crucea Roșie, dar ați mai avut încă o activitate și poate că ar trebui să vorbim și despre ea scurt cât se mai poate. Cea legată de poliție. Este o organizație internațională care se ocupa de
copii abuzați sexual sau copii răpiți. Și, într-adevăr, este o organizație internațională la cărui board fac parte, este cu sediul în Statele Unite. Focus se numea organizația din România. Din păcate, ea a fost înființată chiar înainte de criza financiară din 2008-2009. A activat timp de 4-5 ani, după care parte din activități, cum ar fi protecția copiilor când intră în online sau activarea sistemelor de alertă atunci când un minor dispare, sunt lucruri pe care le-am realizat și de care sunt tare mândră. Iar poliția română a fost impecabilă ca răspuns. Avem cei mai buni care chiar au împărtășit din experiența lor polițiilor din alte țări și mă refer aici la cei mai buni oameni care fac portretele copiilor dispăruți în funcție de fotografiile părinților și poți vedea cam cum ar arăta un copil după 5, 10, 15 ani de când a dispărut. Și aici aș accentua puțin pentru cei care ne ascultă și cred că este de interes cum să ne protejăm copiii pe internet. Atunci când ei intră pe internet, câteodată avem senzația că ei învață, lucrează sau că acest lucru nu este periculos. Este foarte periculos și cred că așa cum îi învățăm pe copii atunci când sunt mici să traverseze strada, când se duc la școală sau cum să circule, așa trebuie să învățăm cum să navigheze pe internet. Trebuie să le punem control parental, trebuie să ne asigurăm că ei nu sunt atacați, știu și eu, sunt vulnerabili când sunt mici și se pot pune în pericol. Da, ar mai fi fost lucruri pe care aș fi vrut să le discut cu dumneavoastră, dar din păcate timpul pentru această emisiune s-a terminat și o să încheiem tot muzical, evident. O să-l ascultăm pe Kilian cu 10. 10 este și nota pe care o obțineți astăzi la interviul nostru. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru toată activitatea și să aveți putere și sănătate să duceți mai departe toate lucrurile acestea minunate legate în special de activitatea Fundației Renașterea. Vă mulțumesc foarte mult! Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă, zece. Zece pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine, tot ar fi puține. Date și lumina de la ele pentru tine toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele pentru tine toate. Zece ciudate și o minune te-au adus în casă, zece. Zece pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Zece zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. Zece vieți de-aș sta cu tine, thank you.
7 zâne, toate bune, licurici, speranță, noapte și pitici din poveste. Pentru tine toate, 9 magi în faptul serii, popot cu avă sus departe și comorile din suflet. Pentru tine toate, 10 întâmplări ciudate și o minune, te-au adus în casă 10, 10 pictori se tot miră, cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine,